se bazează pe doi porumbei, și anume pe masculul 210-104. Acesta este. Și pe o femelă 216-103, femela de la Niță Mihai, Cuca Luniță, cum o cunoaște toată lumea. Ambii porumbei sunt campioni naționali la maraton palmares 3 ani. 104 a fost campion național la, în palmares 3 ani, 2009, 2010, 2011, iar Cuca Luniță următorii 3, 2010, 2011, 2012. Aș vrea să vorbesc un pic despre 210-104. Este un porumbel fantastic, a zburat 5 ani, a luat locurile 1 la toate disciplinele la care a concurat, începând de la general până la maraton palmares 3 ani. Are norma la maraton palmares 4 ani. Păcat că nu este în catalogul național această normă. A fost în 5 expoziții naționale. A zburat încă de pui toate etapele. Am făcut norma la demifond pui în 2006 până la Vama Veche, niște etape foarte grele. La un an a fost concurat invers pe ruta Polonia. Inclusiv două dansuri la vârsta de un an. Și de la 2 la 3 și la 4 ani a zburat toate etapele care au fost prinse în program. Ceilalți care sunt în matcă sunt puii lui. De exemplu, acest mascul este un cuc scos din regele, deci din 210-104 și cu Cuca Luniță. Am avut ocazia să pot să fac această cuplare, adică să încuplez locul 1 național maraton 3 ani mascul cu locul 1 național maraton palmares femelă. Și am scos mai mulți pui. Anul acesta am zburat deja descendenți din acești doi campioni. Primul porumbel care mi-a făcut norma la maraton pui a fost din acest cuc, deci din nepot din 104 și Cuca Luniță. Aici aș mai putea să vă arăt un mascul la frăsilă, are seria 555-200. Un mare reproducător, este scos din regele 104 și din femela Frumușica, o femelă care avea seria 210-109 și a fost și ea campioană la maraton palmares pe toată zona Moldovei. O femelă foarte bună care a fost campioană la maraton palmares la vârsta de 2 ani, deci făcând norma la un an și la 2. Acesta este războinicul, al doilea porumbel ca valoare din crescătoria Ciobanu Bogdan. Are seria 240-523. Este un porumbel fantastic. A zburat și el, la fel ca și tatăl său. Anul trecut ar fi fost printre puținii porumbei din Moldova care ar fi avut categoria maraton extrem. A clasat 3 catastrofe, și anume Coronova, Berlin și Slup. Un slup care a fost cea mai grea etapă de când zbor eu porumbei. În primele două zile n-a venit niciun porumbel. Am angajat atunci 5 porumbei, mi-au venit doar 2, acest porumbel și tatăl său, 104,
și am pierdut 3 porumbei foarte buni. Acest porumbel anul ăsta a zburat din nou foarte bine, a făcut și el norma la Maraton Palmares 3 ani. A fost locul 11 național în expoziție de la Târgu Mureș la această categorie grea. Și acest porumbel a zburat încă de la vârsta de un an. El fiind un pui din luna septembrie, deci un tardiv, la vârsta de un an a fost angajat la toate etapele. Mi-a luat locul 1 pe mașină la etapa Suvalki. A zburat și Gdansk, iar la o catastrofă de la Paslec a venit al doilea după 104 și mi-a făcut echipa și am luat un loc fruntaș. Este un porumbel care, după părerea mea, are aceeași valoare ca și 104. Și mă mai gândesc, cred că o să zbor și în anul 2013. Acesta este un porumbel tot din Rege, din 104, cu 109, deci ambii porumbei care a fost la Maraton Palmares loc 1 și a fost oprit doar la reproducție. Acesta este un Incest din 104, un porumbel foarte drag mie, foarte bun reproducător, are seria 433-099. Mi-a zburat foarte bine porumbeii din trânsul. Este împerecheat cu o femelă de la Niță, o cucă, care o să rămână toată viața lor, rămâne cuplu, nu-l mai schimb, pentru că mi-a dat porumbei foarte buni. Acesta este un porumbel tot din 104 cu 109, are seria 334-140. Este un porumbel fantastic ca reproducător. Un pui din el la frații Moroșanu a ocupat locul 10 național fond pui. Anul acesta din el un pui mi-a venit la vârsta de un an de la Gdansk, semi-național, al patrulea porumbel de un an pe concurs. Acesta este un porumbel Incest din 104, este scos din Rege cu fica sa, are seria 511-907, este oprit în matcă din toamna anul trecut reprodus. Acesta este Incest din Războinicu. Are seria 511-099. Am făcut Incest și pe Războinicu, fiind un porumbel foarte valoros. Doar prin Incesturi am observat că se transmite caracterele foarte, foarte bine mai departe și transmit și zboară foarte bine. Acesta este un cuc direct de la Niță Mihai. Are seria 434-079. Este frate cu campioana Luniță, cu 216-103, din cuca bătrână. Așa. Anul acesta am mai făcut niște infuzii, niște incesturi, care o să văd tot pe Rege. Și urmează să-i testez în anul viitor. Acesta este albastru meu 433-007, un porumbel fantastic. Este cel mai bun zburător în anul 2012. Mi-a zburat extraordinar. A fost locul 9 național la General în Expo Târgu Mureș. Iar aici la noi, la Suceava, a luat mai multe cupe. Este un porumbel scos în luna octombrie din campion național 999
și cu o femelă de la Vasiloae, Cătălin, care era tot 100% ciobanul Bogdan, locul 4 național a fost. Așa, și l-am băgat în anul următor ca yearling la catastrofa de la Coronova. Am băgat 7 pui tardiv și numai el a venit. L-am lăsat acasă și anul acesta a zburat foarte, foarte bine. Are 40 și ceva de puncte la general, 20 ceva de puncte la fond, la fel 20 ceva de puncte la demifond, are norma la asfond, iar la anul va concura la maraton.